Deci în ghiveci să fie udat și după Sfântul Ion să facă groapa afară sau în fața blocului unde vrea omul să și-l planteze, 40 pe 40 și să pună pământ, ca lumea, jucat în picioare. E posibil să pară că se usucă după replantare? Nu. El, dacă e ținut bine și nu la căldură, nu, n-are de ce să usuce, că îl poate cu tot rădăcina.